spus jos dacă mi-au răsărit niște fire negre de păr în cap. Pentru prima oară am luat cunoștință de această carte la cea de-a doua ediție a ei, în 1997. Și chiar l-am ajutat pe bunul meu prieten Horia să se ocupe de această editare la editura Transilvania Express, unde lucram amândoi pe atunci și la ziarul Transilvania Express. De autorii cărții mă leagă foarte mult, aș spune că, în primul rând, un puternic sentiment de datorie neîmplinită până la capăt. Ei sunt primii deținuți politici pe care eu i-am cunoscut, de fapt, în viața mea, pentru că înainte de 1989 nu cunoscusem poli deținuți politici. Și prin Horia, Horia, aș vrea să fac o mică paranteză aici, este unul din întemeietorii unei reviste studențești de la Brașov, extrem de activă la începutul anilor 90, revista Replica, o revistă extrem de acidă la adresa puterii care preluase România după amiaza zilei de 22 decembrie, dând o lovitură de stat Revoluției Anticomuniste, începută la Timișoara. Și în redacția revistei Replica l-am cunoscut pe Horia la sfârșitul lui ianuarie 90 și am legat o strânsă prietenie. L-am cunoscut și pe tatăl său imediat, mai apoi, o lună sau două mai târziu. Și am fost de la bun început fascinat de personalitatea extrem de puternică a domnului Alexandru Salcă. Un om mărunțel, aproape firav, ai putea spune, dar care avea o forță greu de descris în priviri. Și aș vrea să vă spun că Alexandru Salcă era încă de la fondarea Asociației Deținuților Politici, filiala Brașov, una dintre cele mai puternice din țară, secretarul acesteia. Și că dacă prin alte filiale s-or fi strecurat, s-or fi infiltrat sub masca foștilor deținuți politici și impostori, domnul Salcă a stat ca un cerber la ușa filialei Brașov și niciunul dintre cei care ar fi dorit să pătrundă fără merit în asociație sau infiltrat, n-a reușit să o facă. De la domnul Salcă, cu privirea lui pătrunzătoare, iscoditoare și extrem de dârză, am învățat, pentru că n-aveam de la cine altcineva să fi învățat asta, să gândesc atunci când este nevoie ca un cadrist. Adică să înțeleg că nu întotdeauna trebuie să judec omul doar după impresia pe care mi-a făcut-o, fie ea bună sau rea, ci să caut, mai ales atunci când știu că situația mă va pune pentru multă vreme în vecinătatea acelui om, să aflu cât mai multe despre el, mai ales dacă ar urma să îi acord toată încrederea mea. Ori domnul Salcă mi-a arătat nu odată că a avut dreptate. Și aș vrea să vă mai spun încă ceva. Prin domnul Salcă am cunoscut oameni de o forță incredibilă și cărora le duc dorul în fiecare zi. Printre cei pe care
printre primii pe care i-am cunoscut prin domnul Salcă, fiind recomandat de domnia sa, pentru că altfel domnul Baicu era un om deopotrivă discret, dar și prudent. După atâția ani de închisoare și atâtea iscoade trimise de securitate pentru a-l urmări, atât pe el cât și pe soția sa, și a fost deținut politic. Pe domnul Baicu l-am găsit pe strada lungă, într-un demisol din spatele unei curți, acolo trăia și acolo și-a și sfârșit zilele, lângă un magazin cu fierărie, numit Curtea de Fier, chiar la începutul străzii lungi. Și am intrat în locuința sa de la demisol de acolo, găsindu-l înconjurat de cărți, înconjurat de dactilogramele la care el lucra. Lucra la o carte de povestiri din Temniță, care a și apărut atunci într-o primă ediție la începutul anilor 90 și a fost reeditată de fiul său. Și aceste povestiri mi le-am credințat și le-am tipărit și eu parte din ele în foileton, într-un ziar pe care l-am condus la Brașov în anii 92-93, cotidianul Mesager, unde de altfel am publicat și texte ale tatălui Grigore, ale domnului Alexandru Salcă. Prin cei doi l-am cunoscut în 1991 și pe Constantin Ticu Dumitrescu și la recomandarea celor doi am ajuns și curând, odată cu venirea mea în București, consilier al domnului Constantin Ticu Dumitrescu. Deci, practic, aș putea spune că celor doi le sunt îndatorat și această datorie n-am plătit-o încă, nu știu dacă o să apuc să plătesc până la capătul zilelor mele, pentru că ei sunt cei care m-au așezat, să spun, pe aceste șine. Ei sunt cei care mi-au arătat ce înseamnă puterea cea adevărată, aceea de a-ți păstra demnitatea. Domnul Alexandru Salcă, după ce a fost arestat prima oară, a avut o scurtă perioadă de eliberare la finele anului 1953. Vreme de 2 ani a fost în libertate, așa cum s-a întâmplat cu foarte mulți dintre foștii deținuți politici. În 1953 a fost eliberat. 54. Fiind rearestat odată cu noile valuri de arestări din 57-58. Apucase să-și întemeieze o familie, așa se face că Horia are și o soră mai mare. Și am învățat de la domnul Alexandru Salcă cât de greu, dar cât de frumos și care sunt roadele după aceea e să-ți aperi demnitatea. Pentru că domnul Alexandru Salcă este unul dintre cei câțiva zeci de deținuți care au refuzat faza finală a reeducării de la Aiud, fiind printre ultimii eliberați din acest penitenciar, din zarca Aiudului, scos practic pe targă, pentru că cei care refuzau reeducarea Aiudului în acea fază propusă de directorul Crăciun erau supuși unui regim de exterminare acolo. Domnul Petre Baicu n-a mai cunoscut libertatea după arestarea lui, fiind și el eliberat abia în 1964. Ori cei doi, foarte buni specialiști în domeniile lor, au reușit cu discreție și totodată sub urmărirea permanentă a securității, așa cum arată dosarele lor de urmărire informativă, de până în 1989, să-și croiască totuși cariere, o familie, pentru că erau foarte buni
profesioniști. Fără îndoială, domnul Petre Baicu ar fi ajuns unul dintre marii ingineri ai României, nu a fost să fie însă așa. Această carte ne prezintă încercările celor doi, în principal ale domnului Petre Baicu, care era unul dintre fruntașii brașoveni ai mișcării legionare la finele celui de-al doilea război mondial, de a coagula o rezistență anticomunistă în împrejurările în care după 23 august devenise foarte clar pentru români că tăvălugul sovietic va veni și nu va mai pleca prea curând în România. Doar cei extrem de naivi își imaginau că rușii, odată terminat războiul, se vor retrage și vor lăsa România în pace, să-și facă propriile alegeri, să își făurească singură viitorul. Și tocmai de aceea Petre Baicu a fost între primii inițiatori ai rețelelor de rezistență, atât urbană, cât și în zona rurală, în special în țara Bârsei. Rezistență care se baza în principal pe structurile din ilegalitate ale mișcării legionare. Mișcare care încă la finele celui de-al doilea război mondial se conserva foarte bine și avea structuri extrem de puternice clandestine. Această situație s-a schimbat însă în iarna anului 1945, când, după ce fusese arestat, liderul legionar Nicolae Pătrașcu a încheiat un soi de înțelegere cu Ana Paucăr și cu Teohari Georgescu, înțelegere în urma căreia a fost un fel de pact de neagresiune, să spunem așa, în urma căreia legionarii urmau să fie închiși, urmau să fie eliberați. Nu s-a întâmplat acest lucru, au fost eliberați cei care încă nu fuseseră condamnați, doar cei aflați în aresturi, cu prețul ca întreaga mișcare legionară să iasă din clandestinitate, să recunoască noile autorități, să nu întreprindă măsuri împotriva noilor autorități, să predea armele, și în schimb li se asigura imunitate. Li se liberau noile buletine, cărți de identitate și așa mai departe. Era o deplină trecere în legalitate. Vă veți întreba de unde această mărinimie a autorităților comuniste. Petre Baicu o presupune aici în această carte, arătând că între legionari erau foarte mulți cei care criticau această înțelegere pentru că nu credeau în bunele intenții ale comuniștilor. Ei bine, acești pesimiști sunt cei care au avut dreptate, pentru că așa cum aveam să descoper la începutul anilor 90, acesta a fost rezultatul unui plan foarte bine pus la punct de către consilieri sovietici și pus în practică de către Alexandru Nikolski, cel care le-a sugerat Anei Paucăr și lui Teohari Georgescu să facă această înțelegere. Ei aveau o mare problemă. Așa cum s-a întâmplat la Brașov și Petre Baicu și Alexandru Salcă, cei doi organizatori ai acestor rețele clandestine de rezistență anticomunistă, deci regimul avea o problemă, nu știa cât sunt, unde sunt, ce fac. Odată cu trecerea în legalitate a acestor structuri clandestine ale mișcării legionare, au putut să aibă o imagine de ansamblu. Nici măcar siguranța antonesciană, ale cărei dosare nou creată securitate avea să le moștenească, nu avea o idee foarte clară asupra dimensiunilor clandestinității mișcării legionare. Dacă în alte cazuri securității a fost ușor, luând arhivele siguranței, să-și identifice viitorii ei inamici,
și să facă liste de persoane care urmează să fie arestate, ei bine, în cazul legionarilor nu aveau această posibilitate, tocmai din cauza acestei clandestinități. Ori scoaterea la lumină a urmat tocmai acestui plan, domnule, să-i cunoaștem ca să-i putem aresta în viitor, atunci când situația nu o va permite. Iar situația le-a permis-o foarte curând. Între cei care au ieșit din această clandestinitate se afla și Alexandru Salcă. Alexandru Salcă lucra pe atunci la uzinele Voina din Brașov, fusese ales de colegii săi de muncă lider sindical, dar era, nu trebuie să înțelegeți prin sindicat ceva, adică automat o structură de tip comunist. Tocmai că atunci, în cazul acestui sindicat, era vorba de un sindicat puternic anticomunist. El a fost turnat de un coleg de muncă, chiar în o zi înainte de instalarea guvernului Groza, că are în dulapul său propagandă îndreptată împotriva sovieticilor și a comunismului în general. N-a mai așteptat să vadă deznodământul, a reușit să fugă și a trăit multă vreme ascuns în clandestinitate, chiar și în munți, în munții Postăvaru, unde alături de 7-8 tineri în situația lui își croiseră niște adăposturi în zona masivului Postăvaru, nu departe de Timișul de Jos. Ei bine, domnul Salcă între timp apucase să ia legătura cu Petre Baicu și făcea parte din această structură de clandestinitate care, practic, putem spune că avea o foarte puternică susținere atât în oraș, în Brașov, cât mai ales în zona rurală din țara Bârse. Și era extrem de bine și riguros constituită. Dar în iarna anului 1945, din decembrie 45 începând, legionarii au început rând pe rând, 1-2, apoi grupuri din ce în ce mai mari, să se prezinte la sediile de siguranță. Și așa s-a întâmplat practic cu și cu cei din Brașov, cum s-a întâmplat cu cei din toată țara. Au avut încredere în ceea ce se publicase, inclusiv în Ziarul Scânteia. Un rezumat al acestei amnistieri a tuturor faptelor mișcării legionare din trecut apăruse și în Ziarul Scânteia, condiționată, bineînțeles, de prezentarea la cel mai apropiat birou de siguranță. Ei bine, libertatea n-a durat prea mult. La începutul anului 1948, atât Alexandru Salcă, cât și Petre Baicu au fost arestați, după ce în întreaga perioadă au simțit din plin filajul siguranței comunizate. Putem vorbi de un precursor al securității, nu mai avea nimic comun cu siguranța instituția din timpul regimului Antonescian. A început pentru cei doi calvarul, un calvar pe care Petre Baicu îl cunoștea deja din perioada în care fusese arestat vreme de câteva luni, fiind prezentat chiar și în fața subdirectorului general al viitoarei securități, Alexandru Nicolski, adus la București în mod special pentru asta, ceea ce arată poziția pe care Petre Baicu o avea atât în mișcare cât și în ochii autorităților represive de atunci. Ceea ce ne arată această carte, sentimentul pe care l-ai citind-o este unul de penumbră, aproape de întuneric. Este o lume în culori extrem de sumbre. De ce? Pentru că autorii, independent unul față de celălalt,
dau lungi liste de nume. Este vorba de numele prietenilor lor din tinerețe, cei alături de care au încercat să făurească aceste nuclee de rezistență anticomunistă. Apoi intervin cu paranteze. Mort în temniță. Mort la scurt timp după eliberare. Mort în primele zile din 1990. Este practic o carte a morților pe care ne arată cei doi. Și totodată lumea pe care ei o descriu este o lume a confuziei, a trădării. O lume în care acești oameni nu puteau avea încredere decât în ce, din ce în ce mai puțină în semenii lor, pentru că vedeți dumneavoastră, România acelor ani de după război, începând din 1945 și până în 30 decembrie 1947, când practic cărțile erau cu totul date pe față, oamenii tot mai trăiau cu speranța că se poate întâmpla o minune. Dar totodată era o lume obosită, era o lume care din 1938 nu mai cunoscuse pacea și liniștea. Era o lume în care mare parte a familiilor pierduse pe cineva în război. Era o lume obosită de privațiuni și instaurarea acestui regim de ocupație sovieto-comunistă a fost cumva ușurată de faptul că lumea încă trăia într-un climat de război, n-a fost ceva care a venit pe o perioadă de pace, de acalmie, de liniște și așa mai departe. Nu. Pe un climat politic de tip dictatorial, instaurat încă de Carol al II-lea în 38, căruia i s-a suprapus războiul cu toate ororile lui, acest regim de ocupație sovieto-comunistă nu părea ceva anormal, nu ieșea din tipic. Cu toate ororile săvârșite de armata sovietică de ocupație, cu tot ceea ce se întâmpla, cu toate infiltrările făcute de comuniști, atât în întreprinderi, la locul de muncă, unde fiecare căuta să câștige bunăvoința noilor autorități prin slugărnicie, turnându-și colegii. Deci, reinstaurarea unui... nu putem vorbi de instaurarea unui climat de teroare, ci de continuarea cumva, de prelungirea acestui climat, numai că stăpânul se schimbase. Slugile au rămas tot cu mintea lor de slugi. Iar stăpânii, așa cum știm, n-au mai plecat de aici pentru mulți, mulți zeci de ani. Ori, pentru acești supraviețuitori, era din ce în ce mai greu. Așa cum s-a dovedit în cele din urmă, au fost doar vorbe în vânt acele înțelegeri între Nicolae Pătrașcu și liderii comuniști. Această rezistență în munți și în orașul Brașov a fost una, cum veți vedea și din carte, efemeră. A fost efemeră nu pentru că cei care au încercat să o construiască au fost puțini, ba dimpotrivă. Sau pentru că ei ar fi fost slabi. La fel, dimpotrivă. A fost efemeră tocmai pentru că acel context istoric a fost atât de nefavorabil, iar sistemul represiv și-a găsit atât de repede noi slugi. Este o carte, în fond, tristă, dar care scoate în evidență tocmai eroismul încercării celor doi și acelor pe care ei îi pomenesc, de a lupta, chiar dacă sorții erau de la bun început potrivnici. Spune la un moment dat Ion Gavrilo Ogoranu că noi, România, am fost de-a lungul istoriei noastre tot timpul înfrânți, de fapt, în
Și Ștefan cel Mare a fost nevoit în cele din urmă să se supună turcilor și să plătească tribut. La fel, în primul război mondial am fost înfrânți, practic, semnându-se rușinoasa pace de la București. Ceea ce contează e că am luptat și asta ne-a pus în istorie. Asta este, dacă vreți, în fond și concluzia acestei cărți. Faptul că brașovenii au luptat și asta așează Brașovul dincolo de renumita și arhicunoscuta rezistență din Munții Făgăraș, așează Brașovul pe harta rezistenței anticomuniste. Iar cei doi, vă spun, prin ceea ce au făcut pentru mine și prin exemplul lor, prin faptul că ei mi-au deschis o nouă fereastră către o lume de care eu nu avusesem până în acel moment habar, ei sunt pe veci pe harta sufletului meu. Vă mulțumesc!